Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 2 cune, emitentă Croația pe perioada Republicii. Monede de circulație standard între anii 1993-2021, compoziție alamă-nichel, greutate 6,2 grame, diametru 24,5 mm, grosimea 1,73 mm, formă rotundă, orientare aliniere medalie, sus, sus, demonetizată la 15 ianuarie 2023. Pe avers avem un șter care aleargă spre dreapta și denumirea pe corpul său întins și numele țării deasupra. Stema Croației sunt în centrul marginii inferioare cu o crenguță de dafin stilizat înflorită în dreapta și o crenguță de stejar cu fructe în stânga. Pe verso avem un pește, ton, în centru și numele său în croată, mai sus, și data în centrul jos. Inițialele gravorului în desenul apei, lângă centru, KK, gravor Kuzma Kovacic, un distins sculptor academic croat. Marginea este zimțată cu 94 de striați. Această monedă deosebită este din anul 2003. A fost produsă într-un număr de 16.231.000 de bucăți. Are o valoare nominală de 1 dolar și 10 cenți. Se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 5 dolari și 13 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!